nu no e nimeni care controlează camera, așa mă urmărește ea pe mine, gen oriunde o pun, ea e după mine, băi, de ce mă urmărește? <laughs> în clipul ăsta vreau să vorbim despre singura cameră care scoate calitate bună din punctul meu de vedere și nu este interzisă la evenimente precum festivaluri și chestii de genul ăsta. Pentru că dacă ai o cameră, o cameră, orice cameră ar fi ea și vrei să intri la festival și nu mai zic să ai cumva și un obiectiv de genul ăsta pe ea, s-ar putea să te trezești că ajungi acolo la poartă unde te verifică nea oamenii și o să pleci acasă ca să-ți lași camera sau mai rău o să te întorci la mașină, să o lași în mașină și poate îți sparge cineva mașina pentru că na, e un lucru destul de valoros și se întâmplă destul de des furturile de genul ăsta. Așa că da, bring your Chico și hai să vorbim despre o cameră super bună despre care noi am mai vorbit pe canal și pe care merită să o iei cu tine la evenimente pentru că nu doar că scapi de greutate fiindcă ea e mică, ci scoți și filmări super, super calitative. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Bine ai venit în studio, eu sunt Flash, iar dacă nu ești abonat deja, te invit să te abonezi. Camera despre care o să vorbim Astăzi este DJ Osmo Pocket 3, iar despre ea am mai vorbit pe canal, așa cum am spus și mai devreme, dar haideți să vă povestesc de la ce a pornit totul. <laughs> am fost de curând la Nostalgia, Nostalgia fiind un festival, mă rog, o petrecere a festivalului Nostalgia, care a ținut doar o seară într-o hală din București și am verificat dinainte uh, regulamentul, pentru că am zis că oamenii poate să mai permisivi, dar, bineînțeles, am găsit aceleași reguli ca și la un festival mai mare care se desfășoară în câteva zile, nu despre festivale vorba, ci pur și simplu astea sunt regulile în general. Dacă vrei cumva să intri cu o cameră și să filmezi pe acolo, chid că e doar pentru tine și prietenii tăi și amintiri și așa mai departe sau niște cadre mișto pe care vrei tu să le tragi pe acolo, poze etc., trebuie să faci rost de un permis de presă sau o invitație de presă. Iar pentru chestia asta, nu știu să vă zic ce trebuie să faceți în mod exact. Eu, ca și YouTuber, pentru că na, sunt YouTuber de atâta timp, am mai avut pe la diverse festivaluri acces din asta de presă. E un bilet diferit față de cel uzual, adică, de exemplu, când am fost la Saga, a trebuit să merg să-mi iau brățara de presă, care era diferită de brățara de eveniment aia basic de la mână, cu o zi înainte și până la o anumită oră și așa mai departe și am putut să să intru cu echipament foto-video acolo, bineînțeles că am avut și niște campanii pe acolo și filmam și etc. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Dar ca om basic, cum am fost în cazul de față la petrecerea asta de care v-am zis, nu poți. Nu poți să, să intri cu camera și atunci dacă te uiți în regulamentul lor, camerele cu care ai voie să intri sunt bineînțeles pe lângă cea de pe telefon, Camerele de acțiune <sus> și aici intervine Osmo Pocket 3 ăsta mic care la bază este o cameră de acțiune. Atunci când începi și o dezasamblezi și scoți trepiedul ăsta și scoți uh, bateria asta externă și o faci, uh, o și închizi, Uitați-vă cât de mică se face și nu mai zic că se și strânge și gata, am ajuns la o chestie care e să zicem cât un GoPro și jumătate sau hai două GoPro-uri, dar ea la bază uh, este o cameră de acțiune. Nu e aparat profesional pentru că de asta se feresc oamenii de la festivaluri. Acum nu o să intru în discuția asta pentru că chiar nu știu de ce nu ai voie să filmezi, că până la urmă tot spre binele lor e că, na, dacă pui filmarea undeva, nu știu, pe Insta, o văd și prietenii tăi și practic ei își fac reclamă, dar poate că, nu știu, nu vor decât ei să filmeze în mod profesional și să facă filmulețe, videoclipuri și așa mai departe cu festivalul. Revenind la discuția de mai devreme, eu în mintea mea, ne gândind foarte mult în acel moment, fiind foarte pe fugă și înainte cu câteva ore să plecăm la festival, am zis, băi, eu vreau să fac pentru canalul în engleză un video în care compar camera asta de aici de sus cu camera asta și vreau să le iau pe amândouă, să le am la mine, să filmez pe acolo în low light. Asta era ideea, low light, lumini, petrecere, multe lumini colorate și așa mai departe. Era mișto și eram cât pe aici să mă apuc de făcut intro și așa mai departe pentru clipul ăla și puțin birol, numai că n-am mai avut timp și am lăsat o baltă și bineînțeles am lăsat o baltă când am verificat regulamentul și am văzut că nu mai pot să iau o camera, dar ce am zis eu? Filmez acolo, iau osmo cu mine, cu microfon, că ăsta a venit în kit împreună cu camera, într-o borsetă și filmez pe acolo și nu mai am timp de intro, dar filmez eu a doua zi, gen, uite, mergem cu camera asta la un festival să vedem cum se descurcă în condiții de uh, low light, na, acțiune pe acolo, pe beznă, oameni care dansează și așa mai departe. Și am intrat cu ea. Acolo nu a fost nicio problemă, am fost la poartă cu o borsetă, aveam camera asta în borsetă, baterie, trepiedul de la ea pentru că astea nu neapărat că aveam nevoie de baterie mai multă sau ceva de genul ăsta și asta te ajută să fie camera mai comodă de ținut în mână. Pentru că e foarte mică și un pic incomod uneori să, să ții chestiuța asta mică, ai impresia că îți scapă din mână. Ei bine, și pe lângă astea, am mai avut în borseta aia care era direct pe piept și destul de mică, microfonul ăsta. Sper că nu am băgat prea multe zgomote dubioase în el și uh, să vă deranjeze de la urechi, dar asta e în cer scuze, l atins. Și la poartă am scos tot din... Uh, borsetă, a văzut bodyguardul care m-a controlat și așa mai departe și nu a zis nimic și bineînțeles că se încadra totuși camera asta la o cameră de acțiune tip GoPro slash, acțiune că pot fi de mai multe forme că acum sunt și alea Insta360 care filmează 360 și așa mai departe și aparat fotocompact care nici de cum nu este ca aparatul meu fotocompact. ăsta e din punctul, adică nu că din punctul meu de vedere, dacă trebuie un fotograf, orice fotograf, o să zic că, da, e un kit compact ăsta pe care l-am eu aici, dar nici de cum n-aș fi putut să intru cu el, chiar dacă am obiectivul ăsta foarte mic pe el, pentru că e profesional. Te mai lăsau cu aparate compacte din alea foarte mici, cum aveam, nu știu, când ne făceau poze părinții la școală acum 20 de ani, din alea micuțe, micuțe, micuțe de iese obiectivul ăla, așa când îl pornești, știți ce zic? E, cu alea te mai lăsau să intri. Și, mă rog, camera asta mi se pare cea mai bună cameră pe care poți să o iei cu tine la un festival. Acum revenind la poveste de mai devreme, că așa sunt eu, nu am script și uh, mă iau cu ceva și revin la altceva și așa mai departe. Când am ajuns acolo am realizat că chiar nu am nicio șansă eu să mă plimb pe acolo și să vorbesc despre cameră și cât de bine sau cât de rău se descurcă ea în condiții de lumină slabă, pentru că nu am luat un lucru în considerare, muzica și că nu prea aveai unde să găsești un loc în care să nu fie agitație și să poți cât de cât să te înțelegi pe o filmare și să nu fie deranjant pentru cel care, cel care se uită să asculte soundul de acolo și atunci... Cu ea mi-am filmat puțin prietenii, m-am filmat puțin pe mine, am filmat puțin pe acolo, a fost fan, am făcut niște poze cu ea care au ieșit absolut groaznic, că aparent pe poze, nu știu, poate că n-am descoperit eu rețeta succesului pentru ea, dar așa pe auto, cum am făcut poze nouă, au ieșit cine știe ce, mai bune cred că sunt pozele pe care le-am făcut cu telefonul. Dar hai să vorbim un pic și despre cameră, că da, asta totuși am făcut clipul ăsta, acest Pocket 3. Are un senzor mai mare decât orice GoPro și decât orice cameră de acțiune DJI, adică aia pe care am pus-o eu în locul GoPro-ului la Motovlog, care are senzor și aia la rândul ei mai mare decât gopro dar asta uh, l-are mai mare decât toate. Ce înseamnă un senzor mai mare? Înseamnă um, filmări și calitate video mai bună în condiții de iluminare slabă și atunci camera asta este cea mai bună opțiune atunci când vine vorba uh, de filmat, pe la evenimente și chestii de genul ăsta, acolo unde camerele mari sunt interzise, că poate și nu cred că sunt, am văzut eu, sunt, sunt mulți oameni și poate uh, chiar și printre voi pasionați de fotografie, și sunt oameni de câte ori n-am fost eu la F64 să ridic o comandă și am văzut 11.000 de oameni care. Poate nu toți dintre ei erau fotografi profesioniști și, efectiv, acei oameni ridicau câte un aparat de 15.000 de lei plus cât un obiectiv de 10.000 de lei și așa mai departe. Sunt oameni pasionați de fotografie și nu fac asta în mod profesional, ci ca și hobby. Și atunci, cu siguranță, poate că o să dorească să tragă niște cadre pe la un eveniment de genul ăsta și nu o să poată să intre cu camera aia mare. Iar atunci, cu camera asta, pe lângă că poți face și poze, dar... Re nu am descoperit eu rețeta succesului când vine vorba de poze, dar se descurcă foarte bine în lumină slabă, filmează în 10 bit, calitate 4K până la 120 de cadre pe secundă, dacă nu mă înșel eu, stați așa că vedem în modul normal 4K 60, fără crop și chestii de genul ăsta, are și autofocus camera, adică nu e uh, petardă sau ceva de genul și în modul de slow-mo, hai să vedem, mai are și un mod de low-light apropo, dar în modul de slow-mo, că poate vrei să tragi niște cad de slow-mo, care na, arată mișto, Uh, poți să filmezi până la, da, exact cum am spus 120 de cadre pe secundă, poți să o setezi și la 100 pentru că noi suntem în România și noi avem 50 de herți la priză și atunci, na, ca să nu flicăre luminile pe stradă sau uh, la eveniment, dacă sunt tot pe 50 de herți, o pui pe 100 de frame-uri uh, și uh, calitatea pe care o scoate este foarte, foarte bună. Poți și coloriza footage pentru că ea filmează și în dialog M și atunci uh, atunci când camera este pusă pe Dilogem, care nu este disponibil uh, în modul lowlight. Dacă nu cumva au făcut ei un update între timp, dar din câte mi-am amintesc eu nu, în lowlight nu este disponibil Dilogame-ul pentru că n-au profilul lor de colorizare, care teoretic ar trebui să scoată ce este mai bun din această cameră uh, când vine vorba de condiții de lumină slabă, dar eu prefer să folosesc. știți de ce? Atunci când filmez. Toate filmările pe care le iau și le duc în post, în softul de editare video, uh, le-am selectat pe toate, mi-am pus lutul pe stele, adică un fișier care colorizează basic aceste filmări, și practic le-am colorat pe toate și arată toate bine, cât de bine se poate, făcând chestia asta, nu individual. Și da, atunci, uh, pe modul video, modul normal al camerei, ai aici în meniu uh, dilogemul în 10 biti, care este absolut genial și bineînțeles că pe lângă asta e și setări manuale, eu tocmai am filmat cu camera asta, deci asta de aici pe care o vedeți micuță și cu gimbal, nu mai zic de gimbal și stabilizarea pe care o are camera pentru că scoate niște filmori super 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 bune atunci când te miști când, când, când mergi și uh, cred eu, nu stabilizează doar din gimbal, ci stabilizează și din software, adică pe lângă stabilizarea asta fizică, că poți să faci așa și e ca un cap de găină, care stă pe loc, ea cred că mai stabilizează, așa cred eu. Mai stabilizează și um, software pe deasupra, așa cum fac și telefoanele și GoPro-urile și camerele de acțiune DJ și așa mai departe. Uh, și să nu uităm că DJI, pe lângă chestia asta, fac cele mai bune drone. Deci, bine, cele mai bune drone din astea uh, nu custom. și că mai sunt și drone din, a, uh, drone din alea custom pe care, nu știu, le faci pe bucăți, schimbi motoare, atașezi camere pe ele și așa, și așa mai departe. Eu mă refer la uh, drone all-in-one. Uh, cum spuneam, am filmat chiar acum un video cu camera asta și nu-mi place să fac compromisuri când vine vorba de calitatea video, dar am filmat un video cu ea din studio pentru canalul în engleză și cap coadă este filmat cu camera asta și uh, nu știu dacă și biroul o să-l filmez tot cu ea, dar probabil o să-l filmez tot cu ea ca să fie toate filmările la fel și să nu fie diferențe la culori. Am pus shutter la uh, 1 supra 60, uh, ISO 200, white balance manual și dilogemul activat, iar uh, cadrele în care am filmat au fost 30 de fps-uri, așa cum era ea setată mai devreme și filmările sunt foarte, foarte ok, poate îmi spuneți voi în comentarii, dar pentru o cameră de acțiune este, cred că, cel mai mare uh, senzor și se descurcă absolut genial, este foarte uh, ușor de băgat într-un buzunar, foarte mică și poți să filmezi cu ea oriunde poți să o ții cu tine. S-a întâmplat ceva pe stradă, ai scos-o, ai dat flip la ecran, camera pornește în câteva secunde, dacă ai și microfonul atașat și ăla se conectează automat la ea și ai sunet super bun, nu doar pe ea, că are și niște microfoane interne care eu zic că sunt mai mult decât decente, dar ai și microfonul ăsta care îți duce audio la un nivel mult mai mare. Probabil că l-ați văzut pe TikTok pe la toată lumea care filmează acum uh, short form content. Clipurile alea de pe TikTok, știți, alea de toate sunt identice cu toate și toate scopiate de oriunde și ale alea, alea. <laughs> și toată lumea are același microfon uh, pentru că e bun, e bun microfonul de la DJ și uh, toate echipamentele de la DJ pe care le-am folosit până acum chiar sunt super bune iar uh, când vine vorba de preț, un combo de ăsta ca să ai și microfon și tot ce ai nevoie ca să fii ready să filmezi oriunde, inclusiv card am primit eu de la magazinul de unde am cumpărat-o, e 3300 de lei mai ieftină decât cel mai uh, bun telefon când vine vorba de filmat, mai puțin decât jumătate din uh, valoarea lui și dacă nu vrei microfon și nu vrei alte accesorii ci vrei doar camera fără lentilă wide angle și fără nimic altceva e vreo 2700-2800 de lei sau atâta era la lansare poate a mai scăzut între timp cine știe dar creator combo vine împreună cu microfon, lentilă wide angle și uh, acest trepied alături de bateria suplimentară care te ajută super 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 mult. Bateria ține o grămadă, cred că aș putea să filmez 3 videoclipuri uh, destul de lunguțe cu această cameră fără să o încarcat atâta timp cât am bateria asta atașată și funcționează în felul următor: când atașezi bateria la cameră, bateria încarcă camera, camera practic stă pe 100% baterie până se golește asta și după aia merge pe bateria ei, iar uh, na când vine vorba de dezasamblare super ușor și de încărcat, este super ușor uh, să o încarci, ce pot să zic mai mult de atât? E o cameră absolut genială și, sincer, asta ar fi camera pe care aș recomanda-o oricui care vrea să se apuce de uh, YouTube, TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts și așa mai departe în 2024 pentru că este foarte ieftină, calitatea este foarte, foarte, foarte bună. Pe lângă asta am văzut funcții noi, poți să faci și live de pe a, poți să o folosești cred că și ca webcam, nu sunt sigur, dar mi se pare că au băgat și funcția asta și da, e, e foarte accesibilă la preț dacă compari cu o cameră din asta mare. Deci camera asta e foarte scumpă comparând cu asta. Acum poate să-mi ziceți, da Flash, dar tu de ce nu filmezi mai cu asta? Păi na, mă rog, vreau să scot... Uh, cât de uh, bună se poate calitatea video pe care o ofer pe canalele mele, dar nu am început cu camerele astea și e clar și sunt absolut sigur că aș fi fost cel mai fericit om din lume dacă exista așa ceva atunci când m-am apucat eu de YouTube, dar eu am început cu un webcam de la Logitech de 400 și ceva de lei care filma decent, dar na, uh, în niciun caz nu, nu găseai calitatea video pe care o ai acum atunci. Da, um, hai că v-am aburit destul, <laughs> sper că v-a plăcut clipul meu, dacă are cineva dintre voi Pocket 3, spuneți-mi în comentarii care au fost experiențele voastre plăcute sau neplăcute uh, cu el. Eu până acum nu cred că am avut probleme cu ea, chiar e o cameră foarte, foarte, foarte ok. Aș vrea să-i pun o folie pe ecranul ăsta, dar încă nu am comandat, am găsit pe EMAG și văd că deja are, am folosit camera asta ceva, are deja, uite aici s făcut uh, textura lucioasă din mată, deci na. În fine, în fine, în fine, hai că mă lungesc, vă urez o zi cât mai bună în continuare și nu uitați că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage, Flash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico așa că profitați de -el la maxim. Hefan cu filmatul, fotografiatul și ne revedem la next Eu am fost Flash